central. Pe dreapta este Paul Pat, care continuă să poartă acea mască. Al doilea zor al stelei este mult mai cunoscutul Raul Rusescu. Raul Rusescu, cel care povestea la conferința oficială de presă de ieri că este realmente jenat de acea mască, dar pe care trebuie să o poartă pentru integritatea corporală a... Careului de 6 metri, Stanciu a încercat un dribling acolo pentru a-l putea depăși la faza de mai devreme pe Ivanovici. Va fi răspunere din 6 metri pentru că se pasează Roberto Veselovski. Se pregătește să repune balonul în joc acum când am intrat în minutul 6, 0-0 între Universitatea Cluj și Steaua București. Interesant acest fundaș dreapta, Peter Ivanovici, pe care îl știm foarte bine pentru că în urmă cu un deceniu apărea în tricoul echipei FC Vaslui, acolo unde a zăbovit câteva sezoane bune, după aceea a mai plecat, a revenit, vorbește bine limba română și atât din nou om de bază în trupa condusă de Adrian Faluc, cel care cu ceva ani în urmă, în 2006, izbutea promovarea cu șepcile roșii la nivelul primului eșalon valoric al fotbalului nostru.